Cu privire la voi, spune cartea profetului, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Acestea sunt gândurile lui Dumnezeu, iar ale mele o urare în versuri spre slava lui Dumnezeu și ca binecuvântare pentru voi. Mireasă scumpă, mire drag, am vrut să aleg și eu voios pe-al căsniciei voastre plag, salutul cel mai călduros, și am întrebat din zări pe oricine, pe crin, pe nuferi, ce să spun, ce gânduri bune să le adun și ce urări din zări senine. Un trandafir m-a agățat și fără să mai dea binețe mi-a zis, urează frumusețe. Pe vale, spicele de grâu crescute în brazdele de plug mi-au zis, urează-le belșug, să fie casa veșnic plină, precum e sacul de făină. Apoi un bujor cu chip aprins mi-a zis, stai frate, ce vrea tot omul? Sănătate. Urează-le, așa zic eu, să aibă chipul ca al meu. Din vița cea de vie, doi struguri chilimbarii mi-au zis, urează, bucurii. Dar m-am oprit și la furnică. Vreți să vă spun ce a zis cu glasul ei de gâză mică? Mi-a zis, urarea ta să fie atâta numai, hărnicie. Și cum stăteam așa pe gânduri să spun cumva tot șirul întreg sau numai unul să aleg, din zare albastră mai de către seară doi porumbei de nea zburară, se alintau un joc duios și după cercuri fără număr s-au așezat încet pe umăr ca să înșoptească la ureche. Am fost trimiși din cer, pereche, cu acest cuvânt de la Iisus, pentru mireasă, pentru mire, un singur lucru ai de spus, iubire. Amin.